Am început să o citesc tot mai mult și să ascult Radio Europa Liberă, așa cum făceau mulți români pe vremea aceea, dar cuvântul... Suntem în casa fratelui păstor Vasile Paucek și discutăm despre felul în care fratele Vasile s-a întors la Dumnezeu și mai ales felul în care Dumnezeu l-a chemat la lucrare. Frate Vasile, aș vrea să începem biografia dumneavoastră spirituală cu momentul întoarcerii la Domnul. Când s-a întâmplat lucrul acesta și cum a schimbat Dumnezeu viața dumneavoastră? Da. În primul rând, pentru că sunteți la noi în locuință, în locul în care pentru o vreme stăm, vă spunem bun venit. Și pentru că sunteți și la începutul, suntem la începutul unui nou an, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în anul în care am intrat și să vă dea har în slujire. Tocmai spuneam că dumneavoastră sunteți creativ de la începutul anului și până la sfârșitul lui. Și la început de an trebuia să faceți ceva deosebit. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute în toate, să vă binecuvânteze slujirea, familia și pe frații pe care îi slujiți. În ceea ce privește întoarcerea mea spre Domnul, e o istorie frumoasă și cred că fiecare om care trăiește pe pământul acesta are o istorie în ceea ce privește viața lui în legătură cu Dumnezeu. M-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi, la 45 de kilometri de Timișoara, satul Buzad, comuna Bogda, județul Timiș. Părinții mei credincioși ortodoxi. Am doi verișori preoți ortodoxi în familie. Unul este la Timișoara, celălalt, prin căsătorie cu o verișoară de-a mea, a venit în sat. După ce m-am căsătorit, la circa un an, doi, ne-am dus în satul natal la părinții mei. Ei au cumpărat o Biblie de la Biserica Ortodoxă și au pus-o pe dulap. Noi ne-am dus în vacanța de iarnă, împreună cu soția, și spun în vacanță că amândoi lucrăm în învățământ, eram învățători, în localitatea Fibiș, în apropiere de Buzad. Ne-am dus acolo și am găsit Biblia. Și am întrebat pe părinții mei dacă putem să luăm Biblia asta, să o citim.
Erau anii 79-80, era regimul comunist în plină ascensiune, în plină activitate. Noi n-am fost membri de partid și dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Nici n-am agreat politica comunistă, ne-am dat seama că e ceva greșit. Și atunci, văzând această Biblie, am cerut-o. Părinții ne-au dat-o cu bucurie, fără să știm ce urmează să lucreze cuvântul acesta în viața noastră. Am început să o citesc împreună cu soția mea. Mi-am dat seama că cuvântul, cartea aceasta, duce un mesaj deosebit de ceea ce am învățat în școală și de ceea ce trăiam în societate. Am început să o citesc tot mai mult și să ascult Radio Europa Liberă, așa cum făceau mulți români pe vremea aceea. Dar cuvântul acesta a început să lucreze în viața mea, în viața noastră. În perioada aceea, între anii 85-89, sora soției mele s-a întors la Domnul. Și noi am început să mergem în Biserica Baptistă numărul 2 din Timișoara. Sigur, am avut și alte invitații. Aveam câțiva vecini aici penticostali, ne-au invitat în biserici de ale lor. Dar mergând în Biserica Baptistă, am avut ocazia să auzim predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, să ne atingă Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem valoarea Lui și chiar să simțim valoarea Lui, pentru că El a început să lucreze în viața noastră. Sora soției mele s-a întors la Domnul, s-a botezat. După aceea, la vreo câțiva ani, 2-3 ani, s-a întors tata, socru, tatăl soției mele. El era cântăreț în Biserica Ortodoxă din Igliș, un tenor renumit, recunoscut pe vremea aceea, dar s-a întors și el. Și după 1989, sigur, am avut o tentativă înainte de 89 să mă întorc eu și a intervenit neamul nostru împreună cu verișorii mei care nu puteau să accepte lucrul ăsta. Am dat înapoi și am trăit niște experiențe, merită să spun lucrul acesta, în jur de 6-7 ani. Am trăit niște experiențe cumplite. Ultima dintre ele s-a soldat cu un accident de mașină. Am lovit un pod în drum spre părinții mei, eram singur în mașină, atât de puternic încât am pus volanul pe bordul mașinii la Dacia cu pectoralii. Și prima secvență care mi-o amintesc după accident, după impactul cu podul, este că m-am aflat lângă mașină, capota deschisă, bateria zburată, și eu m-am prins cu mâinile de cap și am strigat Dumnezeule, pentru că mi-am dat seama că eu am vrut să fac un pas spre Dumnezeu și am dat înapoi. Și după aceea, în 1992, m-am decis, sigur că am îndut mașina aceea, Dumnezeu a început să mă cerceteze cumplit, mi-am dat seama că între viață și moarte nu-i decât un pas sau o linie, o secundă. Și în 1992, prin harul lui Dumnezeu, împreună cu soția mea, am primit pe Domnul Iisus și în 7 iunie 1992 l-am mărturisit pe Domnul Iisus în apa botezului la Biserica Creștină Baptistă numărul 2 din Timișoara. Și a fost botezat de fratele pastor Rându Ion. Într-adevăr, o istorie spirituală interesantă. Aș vrea să vă întreb puțin de perioada dinainte de 89. Existau aceste frământări în sufletul dumneavoastră, fiind atins deja de Cuvântul lui Dumnezeu. Frământările acestea de ordin spiritual erau deja cunoscute de colegi și în vremea de atunci simțeau că ceva se întâmplă, se duce o bătălie spirituală în mintea dumneavoastră. Da. Simțeau ei, simțeau cei din familie, simțeau cei din jur că se întâmplă, dar în primul rând simțeam eu. M-am pus pe genunchi, mi-aduc aminte, și mă rugam lui Dumnezeu cu o putere și cu o dragoste fierbinte de Dumnezeu. Dar mai vreau să spun ceva pentru a-i avertiza pe cei care probabil că încearcă să facă cum am făcut eu și dau pasul înapoi, că nu-i de jucat cu Dumnezeu.
În momentul în care eu am făcut pasul înapoi, Dumnezeu m-a lăsat. Și atunci am trăit experiențele despre care vă spuneam. Sigur că în momentele de luciditate e foarte greu să explic, dar vreau să vă spun următorul lucru care m-a marcat. Deci aveam o perioadă în care persistam în păcat, mai beam, mai fumam, făceam una alta, dar erau momente de cercetare. Și atunci plângeam, mă pocăiam, mă vedea soția, că mă frământam. Erau momente de zbucium, erau momente în care Dumnezeu mă atingea. Și atunci mi-am dat seama, de fapt poate atunci mai puțin, dar mai târziu, mi-am dat seama cât de mult m-a iubit Dumnezeu și cât de mult a luptat Domnul Iisus pentru sufletul meu. După întoarcerea la Domnul, la câtva timp a început și implicarea în lucrare. Eu mi-aduc aminte că eram păstor tânăr când deja a fost făcut pasul acesta de către dumneavoastră. Spuneți-mi, cum v-a chemat Dumnezeu la lucrarea Lui? Da, e ceva iarăși inexplicabil și cu toate acestea destul de sigur și de adevărat. Mergeam la biserica numărul 2, am început să frecventez biserica, ceea ce vreau să spun tuturor acelora care urmăresc materialul acesta este faptul că nu m-am jucat cu Dumnezeu. Nu m-am jucat. Și chiar am mărturisit multora, în afara paharului de la cina Domnului, n-a existat un altul. Și ca să fac introducerea la ceea ce spuneați dumneavoastră despre chemare, îmi aduc aminte că după ce l-am primit pe Domnul în anul următor, a fost ziua de naștere a fostei directoare de la școală. Și în pauza mare am venit în sala profesorală, dintre mulțimea colegilor a luat două pahare de whisky și a venit cu unul la mine și unul ia în mână ca să ciocnim. Și mi-a spus, Mica, îmi pare rău, noi ne spuneam pe nume, aveam relații frumoase cu colegii, Mica, îmi pare rău, eu nu mai beau. De aceea nu e nevoie să bei, măcar să ciocnești cu mine. Și atunci i-am spus, dacă nu beau, nici nu ciocnesc. Dar dacă vrei, mă rog lui Dumnezeu pentru tine, ca El să te binecuvânteze. Și m-am rugat pentru ea scurt. A acceptat lucrul ăsta? Da. Vreau să vă spun ceva, cred că a fost unul dintre momentele în care eu am biruit, am dovedit, și Dumnezeu a apreciat lucrul acesta. În timpul acesta mergeam la biserica numărul 2, eram ascultător, supus. După vreun an de zile, frații au început să mă trimită, m-au întrebat dacă vreau să merg cu mașina să duc frații în misiune. Și m-am dus, am dus la Checea, la Beșchere cu Mic, la Moșnița, în alte locuri în care noi aveam misiune, la biserica din Plopi. Și asta a fost cam timp de un an. Mergeam cu mașina, îi duceam, îi aduceam înapoi. După aceea, frații au început să mă pună pe mine, să mă rog, să am un cuvânt. Și eu cu plăcere am făcut lucrul acesta, dar în același timp vreau să vă spun că la puțin timp după, adică imediat după ce m-am întors la Domnul, am început și am citit Biblia și am însemnat și am găsit o pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și am găsit, nu știu, sursa de energie pentru viața mea în cuvântul lui Dumnezeu, am simțit chemarea aceasta lui Dumnezeu pentru cuvânt, pentru slujirea Lui, am cântat și în cor la biserica numărul 2, am fost și la ora de rugăciune și la în misiune, cum spuneam, și după aceea a venit unul dintre frații păstori, pe vremea aceea, fratele Ionică Bușan era vicepreședinte la comunitate. El probabil s-a uitat la ceea ce făceam și mi-a zis, ce Vasile, că noi suntem aproape de o vârstă, cred că ar fi bine ca tu să mergi să studiezi teologia. Mi-a adus cărțile, mi-a adus ceva cărți, studiul Noului Testament, al Vechiului Testament, zice, română, nu-ți mai aducă, te descurci tu. Chiar în anul acela am avut
examenul de gradul 1 în 1994, la 2 ani după ce m-am întors la Domnul. Și chiar îi spuneam soției, zic, știi ce m-am săturat de cărți? Aveam și o oarecare vârstă, 40 de ani. Unele deoparte să nu le mai văd o vreme. Și pe fondul ăsta vine fratele Bușan și îmi propune să merg la Oradea. Am cerut confirmarea de la biserica numărul 2, am primit-o și m-am dus la Oradea. Dar vă spun drept, cu gândul să nu reușesc. Da, nu m-am străduit prea mult, Domnul să aibă milă de noi, dar Dumnezeu m-a ajutat și am intrat. Și-a urmat cursurile. Acum, la vârsta de 40 de ani, mă gândeam, poate că fac un an. Cum un profesor care învață pe alții a devenit student. Student, exact. Exact. Zic, poate un an. Și chiar mi-a plăcut. Am învățat Noul Testament, câteva discipline teologice. Mi-au făcut plăcere. După primele examene, mi-am dat seama că am note bune. Și atunci am zis, hai că mai fac un an. Și în anul 3 deja am zis că nu mai are rost să renunț. În timpul acesta mergeam constant la biserica din Checea, pentru că lucram și în învățământ, făceam și pregătirea teologică. Duminica mergeam în slujire și acolo am avut experiențe deosebite. Fratele Râncu și biserica numărul 2 din Timișoara au hotărât să mă ocup numai de biserica din Checea. Și din 1995 am început să merg acolo. Am început să privesc serios lucrarea, numai că după un an m-am trezit cu dezamăgiri. Și nu s-a întors nimeni, lucrarea era grea, clădirea era veche, tocmai vă spuneam. Totul era parcă respingător. Aveam frați care mergeau cu mine și la plecarea de acolo se uitau și îmi spuneau de multe ori, frate Vasile, nu plângeți. Dar eram cu lacrimi pe obraz, pentru că simțeam deja cu lucrarea și eram afectat de faptul că lucrarea n-a decurs cum am dorit. Și în contextul acelui am spus fratelui Râncu într-o duminică dimineața, frate, eu nu mai merg la Checea. Și dânsul a spus, eu zic să te mai duci. Dragă frate Ionel și dragii mei, a fost ziua în care Dumnezeu mi-a confirmat faptul că n-avem voie să dăm înapoi. M-am dus la Checea, am predicat. Eram destul de stăbuț în ale predicării, mă gândesc, eram la început, abia citeam eu Biblia, abia, dar am predicat cu pasiune și cu... Era sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Și la sfârșit am făcut chemare și am întrebat dacă cineva vrea să plece de aici cu Iisus și să-i facă un loc în inima Lui. 4 suflete l-au primit în dimineața aceea pe Domnul. Cred că a fost momentul hotărător al vieții mele, pentru că știam din Biblie că în cer e bucurie pentru un suflet care se întoarce la Dumnezeu. Și atunci s-au predat 4. Bucuria de 4 ori mai mare. Și am zis, Doamne, ce era să fac? Și de atunci am privit foarte serios lucrarea, iar, așa cum spuneți, am continuat să merg prin harul lui Dumnezeu, biserica numărul 2. În timpul acesta a făcut o clădire nouă la Checea, lucrurile, oamenii au început să se boteze. Mi-aduc aminte că în 1999, în botezul din iarnă, au fost 6 suflete care l-au mărturisit pe Domnul Iisus în apa botezului. Noi eram ordinat, mergeam misionar de la Biserica 2. Ei au fost botezați la Biserica numărul 2 și atunci, în 2000, a fost ordinat ca diacon, unde dumneavoastră ați participat. Mi-aduc aminte că erați foarte tânăr, secretar de comunitate și am fost onorat să fiți acolo la momentul în care am fost dedicat în mod oficial în lucrarea de slujire. După Checea a venit apoi Buziașul. Da, după Checea, da. După Checea am fost adus la Timișoara. Fratele Dragomir a plecat din țară. Dânsul a fost diacon, a plecat în Statele Unite și am fost adus la Timișoara. Deși, drept vă spun, n-am vrut de la Checea, că am fost ancorat acolo, cunoșteam lucrurile și am văzut felul în care s-a derulat lucrarea, dar dacă așa au hotărât biserica, am venit la numărul 2 din Timișoara, unde am stat un an. În timpul acesta, frații de la
Biserica Baptistă din Buziaș, m-au chemat să merg acolo să-i slujesc în slujba de păstor și am acceptat. Din 2002, pe urmă am mers, în 2002 am fost ordinat păstor și am slujit în biserica din Buziaș. Ați mers într-un oraș în care lucrarea nu este deloc simplă. O lucrare începută prin anii 60, dacă nu greșesc eu. O biserică ce s-a implicat în construirea unui locaș de închinare, a unui alt proiect social. Spuneți-mi, în perioada aceasta cât ați slujit la Buziaș, care au fost cele mai mari satisfacții și cele mai dificile situații? Da. Cred că una dintre cele mai mari satisfacții este aceea că eu am ajuns la concluzia că trebuie să mă pocăiesc și un slujitor trebuie să se pocăiască foarte mult. Din momentul în care am fost ordinat și până astăzi, vreau să vă spun că dacă privesc în urmă, mi-am dat seama cât de imatur am fost atunci și cât de mult a lucrat Dumnezeu în viața mea. La ora actuală am certitudine că Dumnezeu m-a trecut prin încercări multe. Important este aceea că slujesc pe Domnul Iisus. Și mai e una. Faptul că mâna de credincioși și grupul de credincioși astăzi sunt uniți, să știți. Astea sunt cele mai mari. În rest, acum le-am transmis fraților câteva gânduri din cartea Plângerilor lui Ieremia. Și am văzut cât de plină de eșec a fost lucrarea acestui om, privită din perspectivă umană. Omul acesta a avut o viață de eșec, dacă privim din perspectivă umană. Dar a ajuns mare în ochii lui Dumnezeu prin consecvență și prin modul pur și serios și jertfitor prin care l-a slujit pe Dumnezeu. Tradiția spune că el ar fi fost ucis cu pietre pentru că le spunea evreilor din robie să se pocăiască, să renunțe la Dumnezeu păgâni și să întoarcă la și am transmis gândurile astea fraților, pentru că vedeți, lucrarea e grea, cum spuneți dumneavoastră și bine spuneți. În Buziaș, la ora actuală, sunt 4 biserici penticostale. 4. 2 biserici ortodoxe. Biserică romano-catolică. Bănuiesc că cele 4 biserici penticostale sunt foarte diferite ca stil de închinare. Da. Probabil că nici modul în care s-au plantat n-au fost cele mai, n-a fost cel mai potrivit. Da, și da. Credeți că într-un orășel micuț, așa cum este Buziașul, o astfel de situație în care apar atât de multe biserici, dar nu neapărat pe fondul nevoii, ci pe fondul tensiunilor, lucrul ăsta poate să afecteze imaginea creștinilor, evanghelicilor? Vreau să vă spun o experiență care, vedeți, un lucru care ne mângâie. În stațiune vin mulți oameni din țară și din străinătate și una dintre o satisfacție, m-ați întrebat dumneavoastră, a fost aceea să văd că oamenii ăștia sunt legați. Acum de sărbători m-au sunat frate din Zalău, din Herculane, din Deva, din București, din Moldova, de peste tot ne sună și îmi spun și mă roagă să, din Arad, din Chișinău, Criș, din multe localități, vă spun câțiva câți au sunat. Și oamenii ăștia mulțumesc pentru modul în care se simt în biserică și asta e un lucru, zic eu, un lucru bun și îmi spun să transmit salutări fraților.
faptul că putem să fim o oază de liniște, de mulțumire, de împlinire pentru oamenii ăștia, cred că nu-i lucru puțin. Și doream să vă spun o experiență, o altă experiență frumoasă din vară. Un grup de frați, n-am să le spun numele, poate că îi cunoașteți, de la Biserica Pentecostală Elim au venit în Buziaș. Au venit în stațiune, au avut un sejur de câteva zile acolo și au vizitat și Biserica Baptistă. Dânsii mă cunosc. Într-un anume context ne-am cunoscut și bucuria mea a fost să afirme că aici au găsit împlinire și aici l-au găsit pe Dumnezeu. Și, da. Cred că dintre cei care au fost în stațiune în decursul anilor, probabil că sunt unii care au venit cu prietenilor credincioși la biserică și probabil că s-au întors acasă pocăiți. Da. Și cred că asta poate să fie iar o mare satisfacție. Este, este. Timp de foarte mulți ani ați fost și păstor și în același timp profesor, ați fost și director de școală. Da. Spuneți-mi în ce măsură slujba de profesor v-a ajutat în lucrarea spirituală? Vedeți, mai multă lume spune asta, că m-a ajutat și activitatea mea profesională pe care am făcut-o, dar singurul care m-a ajutat e Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui, care mi-a dat, știu eu, capacitatea să folosesc informațiile din învățământ în biserică. Totuși, cred că cea mai importantă lucrare nu este pregătirea noastră intelectuală. E bună și eu încurajez pe toată lumea să se pregătească. Să se pregătească, mai ales pe tinerii de acum care au ocazia să învețe limbi străine și să învețe cât de mult. Predau la liceu, predau și le spun elevilor, și acum mai am ore, am jumate de normă, le spun elevilor să învețe, neapărat să studieze o facultate. Pentru că Dumnezeu vrea ca slujitorii lui, copiii lui, să fie oameni pregătiți, cei din tâi. Dumnezeu ne vrea să fim cap și nu coadă în societate. Și în societatea de astăzi, dacă studenții de la teologie, dacă studenții noștri din alte domenii nu performează, ei nu îndeplinesc misiunea Domnului. Dumnezeu dorește ca noi să fim cap și nu coadă. Și putem să fim cap doar dacă muncim. Da. Știu un lucru pe care nu foarte multă lume îl știe, faptul că în urmă cu ani de zile fratelui Vasilei s-a propus să candideze pentru funcția de primar în Dumbrăvița. Da. Știu că ați refuzat atunci oferta aceasta. Regretați vreodată că ați făcut pasul acesta? Nu. M-am gândit și eu, foarte grea a fost decizia și vreau să vă spun că în 2012 din nou mi s-a propus, da, de către colegi consilieri. Din 2012 nu mai sunt nici consilier, am renunțat. Și vă spun de ce. În momentul în care, de fapt, cu dumneavoastră am avut discuții și știți că se pune atunci problema să demisionez din pastorație. Și deși acolo nu e o lucrare care să, spunem așa, să strălucească, să-mi aduc o aură în biserică în care slujesc, eu cred că asta Dumnezeu ne va da. Dar nu-mi pare rău că am renunțat, pentru că m-am gândit și eu foarte mult. În calitate de primar puteam să fac bine la mulți oameni, probabil. Și nu e rău. Și încurajez pe frații noștri care sunt creștini să candideze și să meargă. L-avem pe fratele Iovescu, senator, și avem și alții. Primari. Și primari. Avem. Viceprimari. Deci nu e rău. Dar în dreptul meu vreau să vă spun că nu am avut din partea lui Dumnezeu libertatea să o fac și atunci am renunțat. Ceea ce pot să vă spun, frate Ionel, și pot să spun tuturor, acum de curând am avut o întâlnire cu primarul și ne felicităm de sărbători și, mă rog, cu alte prilejuri. Întotdeauna îi susțin, îi încurajez
și sunt aproape de ei. Chiar dacă am fost consilier din alt partid, eu am încercat să păstrez echilibru acolo și ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Dar personal spun că n-am avut libertatea asta. N-am. O ultimă întrebare. Vor fi oameni care vor urmări acest interviu. Aș vrea să vă întreb cum credeți că pot cei din România, cei din Statele Unite, românii noștri și din America și cei din România să sprijinească în viitor lucrarea de la Buziaș? Da. M-ați întrebat de împliniri. Mai degrabă aș putea să vă spun despre neîmpliniri. Fiecare slujitor are și astfel de... Exact. Probabil, da. Unii mai mari, alții mai mici. Mie mi-au fost date mai mari. Am zis, ne dă Domnul cât putem să ducem. Nu știu de ce. Dar vreau să vă spun că pentru mine e o mare neîmplinire. Mă uit spre zidurile acelea. Și când văd că lucrarea aceea a stagnat, acolo e vorba despre o casă de odihnă, o casă de bătrâni, a fost proiectată. Din anumite motive s-a renunțat, adică au sistat lucrările, frații care au fost înainte de mine. Când eu am preluat lucrarea aceea, mi-am dat seama că e foarte mare, dar eu am primit promisiuni că voi fi ajutat să o ridic clădirea și urma, m-am gândit eu că dacă Dumnezeu mă ajută până acolo, ne va ajuta mai departe. N-a fost așa. Cred că oamenii pot să ajute. Apreciez faptul că dumneavoastră ați vrut să ajutați și ați avut nenumărate încercări fraternel cu mai multe persoane să puneți umărul și să ajutăm la finalizarea celor lucrări. Cred personal că oamenii pot să ajute această lucrare și chiar i-aș ruga să o facă insistent, pentru că lucrarea nu vizează persoana mea sau un grup de credincioși de acolo. Lucrarea aceasta va fi o binecuvântare pentru comunitatea creștină baptistă din România și nu numai, chiar din străinătate. Vor putea oameni, bătrâni singuri, să-și găsească liniștea, să-și găsească odihnă la anii bătrâneții, la ultimii ani de viață, în locul acela. Lucrările sunt începute, dumneavoastră cunoașteți bine situația și au rămas undeva la o fază de, 15-20% probabil construcție și s-au blocat lucrările. Rog și pe această linie, pe cei care au posibilitatea să pună umărul, vor face un mare act de bunăvoință și va fi un mare sprijin pentru comunitatea de credincioși. Da. Vă mulțumim pentru timpul acordat și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească în continuare lucrare, să vă dea izbândă în tot ceea ce faceți și să ne ajute Domnul ca în anul nou, 2015, să mergem pe urmele pașilor Lui. Amin. Cred că este lucrul cel mai important pe care Amin. Putem face. Amin. Amin. Amin.